Veți asculta un mesaj prezentat de pastorul Iosif Anca. Familia lui Iov, sau altfel spus, familia încercată. Nu puține familii, ci multe, trec prin asemenea momente, unii într-un timp, alții într-altul. Dacă am fi toți deodată, n-ar mai putea să ne ajutăm unii pe alții, dar Dumnezeu ne programează și la aceste examene, așa eșalonat, pe rând. În mod special ne vom folosi de cuvântul scris în această carte, în cartea lui Iov. Puține versete vom lua din altă parte, măcar că despre Iov scrie și în Noul Testament și în Vechiul Testament, în alte scrieri. Deschideți, vă rog, deci mai întâi la Iov, capitolul 1. Despre acest Iov ne spune capitolul 1, versetul 1, că era în țara Uț, o țară în partea de răsărit a Țării Sfinte a Israelului. Vremea în care a trăit el se socotește a fi vremea patriarhilor. Cândva în vremea lui Iacov, a copiilor lui, oricum înainte de darea legii. Putem să înțelegem lucrul acesta din câteva motive. Vârsta lui Iov, după ce a trecut încercarea, și nu știm cât a fost înainte, după încercarea a mai trăit 140 de ani. Apoi țara Uț este menționată în cartea Genesei printr-unul din urmașii apropiați ai rudenilor lui Avraam. Și de asemenea întâlnim în Iov 42 o unitate de măsură a banilor, este vorba de chesita, pe care o mai întâlnim tot în cartea Genesei, când Iacob spune copiilor săi că a cumpărat de la fiii lui Hamor cu 100 de chesita o bucată de pământ. Deci, aceste repere ne ajută să încadrăm cartea lui Iov cândva în perioada patriarhilor. De asemenea, nu se fac referiri despre lege. Ea a fost scrisă puțin mai târziu, probabil pe timpul lui Moise, și prin harul și îngăduința Domnului a ajuns să fie cuprinsă în Sfintele Scripturi și să rămână până în ziua de astăzi. Această familie a trecut prin stări foarte deosebite. Aici, în capitolul 1, citim în versetul 3, partea finală, și omul acesta era cel mai cuvază din toți locuitorii răsăritului. Sau cum citim în capitolul 29, versetul 25, spune el despre prezența și situarea sa în mijlocul oamenilor de atunci: îmi plăcea să mă duc la ei și mă așezam în fruntea lor, eram ca un împărat în mijlocul unei oștiri. Iov a înregistrat în prima parte a vieții lui o stare deosebită ca bogăție, ca poziție socială, ca fericire. Toate lucrurile îi mergeau bine, cum declară el în cuprinsul cărții sale, și se gândea că așa va finaliza viața. Dar viața lui a cunoscut o întrăsătură bruscă și în aceeași zi patru vești catastrofale i-au adus știrea că toate avuțiile sale, toate animalele, 11.500, și cei 10 copii au pierit fără urmă într-o singură zi, rămânând 4 soli care i-au adus aceste vești atât de nefaste. Biblia păstrează însă și capitolul 42, când după toate încercările privind pagubele, privind suferințele și spasmele care le-a avut Iov, din nou ajunge la o stare înfloritoare, la o stare dublă ca bogăție celei care a avut-o anterior. De regulă, noi ca oameni ne obișnuim într-un fel de viață. Spune Biblia prin David în Psalmul 30, când îmi mergea bine, ziceam: niciodată nu mă voi clătina. Cine e sănătos nu anticipează vreo boală. Cine este bogat, prea puțin să se gândească la o eventuală sărăcie. Iar de asemenea, cine este bolnav, se mai gândește el cum este iarăși să fii sănătos, chiar dacă își dorești, sau sărac fiind, îți poți visa să ajungi la o asemenea bogăție dublă celei pe care ai avut-o cândva? Și totuși, realitatea lui Iov ne dovedește că astfel de stări pot fi înregistrate în viețile noastre. Dar bogăția lui Iov dinainte cuprinde un capitol din cartea sa. Bogăția lui Iov finală, un capitol, ultimul. Celelalte 40 de capitole sunt rezervate în întregime încercării și suferințelor sale. De aceea ne este prezentat Iov ca un om al răbdării, al necazurilor, și haideți să îl analizăm sub această prismă pe omul acesta.
Am împărțit lecția în două capitole mari. Relația lui Iov cu Dumnezeu și relația lui Iov cu oamenii. Aici intrând și familia, și prietenii, și ceilalți oameni din jur. Mai întâi, haideți să-l vedem pe Iov în relația lui cu Dumnezeu. Amintesc în scurt, Biblia ne prezintă oameni deosebiți a lui Dumnezeu, care au trăit în afara graniților Israelului sau chiar în Noul Testament, dacă vreți, în afara graniților obișnuite ale bisericii ca și organizare pământească. Întâlnim un Melchisedec, întâlnim aici pe Iov, întâlnim pe Balaam până la cădere, întâlnim casa recabiților, oameni în afară de statul Israel. Chiar și în vremea noastră, de-a lungul istoriei bisericii, au fost oameni care izolat au trăit cu Dumnezeu. Aceasta nu o amintesc ca să ne îndreptățim, că putem oricum și în orice stare să avem o relație deosebită cu Dumnezeu, pentru că Dumnezeu ne-a creat să trăim într-o colectivitate, să ne slujim unii altora și împreună, așa era profețit în Isaia și în Mica, popoarele vor zice, haideți împreună să ne suim la muntele casei Domnului să-i slujim. Dar pentru oamenii care n-au altă posibilitate, pentru cei care în jurul lor nimeni nu mai slujește pe Domnul, Dumnezeu, măcar că scrie în Noul Testament că unde sunt doi sau trei, acolo este și El, chiar dacă cineva, cum spunea Pavel în fapte, când s-a dus în casa lui Corneliu, cine trăiește în neprihănire și vrea, este primit de Dumnezeu chiar și undeva unul singur, într-o junglă, dacă vreți, sau în închisoare sau undeva, Dumnezeu nici pe acel om nu-l respinge, nu-l leapădă și îl acceptă în părtășie cu El. Să ne uităm pentru început la relația lui Iov cu Dumnezeu înainte de încercare. Și aici, în mod deosebit, pot să se vadă cei care n-au probleme deosebite la ora asta. Să ia modelul lui Iov. Cum s-a înțeles Iov cu Dumnezeu, cum l-a slujit? Pentru că găsim în cartea lui Iov expresia, ai văzut pe robul meu Iov. Și în bogăție Iov a fost robul Domnului și chiar mai târziu, în dureri și în necazuri, sub aceeași expresie îl recomandă Dumnezeu către prietenii lui. Robul meu Iov să se roage pentru voi. El a rămas într-o relație cu Dumnezeu și pe vreme bună și pe vreme rea. Citim în capitolul 1, versetul 1, această stare în relația lui Iov cu Dumnezeu. Și omul acesta era, și sunt amintite patru calități, fără prihană și curat la suflet. Se temea de Dumnezeu și se abătea de la rău. Aici ne este scrisă pe scurt neprihănirea lui. Cum scrie Biblia la unii oameni din Vechiul Testament, el a făcut ce este bine înaintea Domnului, dar ce-o fi făcut el în acest bine, nu sunt date detalii. Totuși, despre Iov, deschideți la capitolul 29 al cărții sale, sunt date câteva detalii cum și-a manifestat el, cum s-a materializat în fapte această neprihănire, această curăție la suflet, temere de Dumnezeu și abatere de la rău. Deci Iov 29 și citim doar câteva versete, acasă puteți citi de la 29 la 31, aici ne spune cum trăia Iov înainte cu Dumnezeu. Dar noi citim doar câteva versete întreagăt. 29 cu 13. Binecuvântarea nenorocitului venea peste mine și umpleam de bucurie inima văduvei. Mă îmbrăcam cu dreptate și slujeam ca îmbrăcăminte, neprihănirea merea manta și turban, orbului eream ochi și șchiopului picior, celor nenorociți eram tată și cercetam pricina celui necunoscut. Apoi, câteva versete și din capitolul 31, versetul 1. Făcusem un legământ cu ochii mei și nu mi-aș fi oprit privirile asupra vreunei fecioare. Versetul 9. Dacă mi-a fost amăgită inima de vreo femeie, dacă am pândit la ușa aproape lui meu, spune el, n-a făcut aceasta nici într-un caz. Apoi, versetul 25, dacă m-am îngânfat de mărimea averilor mele, de mulțimea bogățiilor pe care le dobândisem, 29, dacă m-am bucurat de nenorocirea vrăjmașului meu, dacă am sărit de bucurie când i-a atins nenorocirea, eu, care n-am dat voie limbii mele să păcătuiască. Iată ce frumoase calități includea neprihănirea lui Iov. Curăție la suflet, nu vrea să păcătuiască cu limba, nu s-a mândrit în bogăția lui, a avut grijă de cei nenorociți, de cei sărmani, așa a trăit Iov. Și
Dumnezeu l-a și recunoscut ca atare. Ce este aici foarte frumos este faptul că, așa cum este scris în versetul 1, cum declară scriitorul acestei cărți despre Iov, versetul 1, că avea aceste patru calități, tot în capitolul 1, versetul 8, în ceruri, Dumnezeu în fața Satanei și în fața acelei adunări a fiilor lui Dumnezeu în ceruri declară. Și faceți comparația între versetul 1 și versetul 8. Nu este nimeni ca el pe pământ. Este un om fără prihană și curat la suflet, se teme de Dumnezeu și se abate de la rău. Noi putem declara despre noi. Alții pot scrie în vreo scrisoare, fratele cutare este așa și așa. Dar Dumnezeu în cer va declara exact același lucru? Ce s-a scris și ce se spunea despre Iov pe pământ, în cer exact cuvânt cu cuvânt aceeași expresie. Aceasta este și ca o dovadă că ce e scris în Biblie este verificat de Dumnezeu. În Biblie nu scrie ce e fals. Ce s-a scris jos în Biblie, exact așa scrie în cărți și sus. Și tare bine ar fi să ne gândim cum ne declară Dumnezeu. Ne vede el neprihănit, curat la suflet și așa mai departe. Dumnezeu s-a bucurat de acest Iov și s-a lăudat cu el în ceruri, înaintea oștirilor de acolo. Îl știa exact cum este. Dar citim aici, în versetul 6, a venit și Satana în mijlocul lor. Domnul a zis Satanei, de unde vii? De la cutreierarea pământului și plimbarea care am făcut-o pe el. Ai văzut pe Iov? Și Satana a răspuns, oare degeaba se teme Iov de Dumnezeu? Dumnezeu știe exact cum trăim. Dar credeți că Satana nu știe? Satana le știe exact și el pe toate. Și despre starea noastră au loc discuții în cer, într-un consiliu al lui Dumnezeu, despre care nu avem suficiente detalii ce se întâmplă acolo și cum se discută acolo. Despre noi, Dumnezeu și în dreptul nostru, cum spunea Domnul Iisus, Tatăl meu lucrează și eu de asemenea lucrez. În ceruri se fac fel și fel de ședințe, de analize, de dosare, avem fiecare, cum se vede uneori câte într-o vedenie, sau se spune câte un cuvânt din partea Domnului, că s-a discutat în cer pe tema și pe seama noastră. Dumnezeu acolo lucrează la desăvârșirea noastră. Și uneori greu înțelegem niște lucruri, neavând acces la niște detalii care se derulează și se întâmplă în cer. Dar tot acolo, Satana, cel puțin în cazul de aici, și citim și în cartea Apocalipsei, capitolul 12, versetul 11, despre el că se ocupă cu așa ceva. Versetul 10. Pentru că pârâșul fraților noștri, deși în Noul Testament, spunea fraților noștri, care zi și noapte îi părea înaintea Dumnezeului nostru, a fost aruncat jos. Ar vrea să-l vedem pe Satan cât de mult se luptă împotriva noastră. Cum spune Apostolul Petru în epistola sa, nu numai că duce rapoarte în ceruri, 1 Petru 5 cu 8, fiți treși și vegheați, pentru că potrivnicul vostru diavolul dă târcoale, face cutreierarea pământului și răcnește și caută pe cine se înghită. Iov a fost, declară Dumnezeu, cel mai neprihănit om de pe pământ în perioada aia. Și diavolul o să fie spus, păi da, ăsta e omul lui Dumnezeu, ăsta-i dau pace. Dar citim spusele Domnului Iisus din Matei 24 cu 24, va încerca să înșele dacă e cu putință chiar și pe cei aleși. Nu se sfiește diavolul să-i răpească lui Dumnezeu ce are mai scump. Până acolo se întinde. Și acesta e scopul lui declarat. Spunea Domnul Iisus în Ioan 10 cu 10, hoțul nu vine decât să fure, să junghe și să prăpădească. În Iov capitolul 2, uitați până unde merge această structură demonică a diavolului. 2 cu 3. Domnul a zis Satanei, ai văzut pe robul meu Iov? Nu este nimeni ca el pe pământ. Este un om fără prihană. Și rețineți, chiar după ce a venit încercarea, acelea calități au rămas la Iov. El se ține tare în neprihănirea lui și tu mă îndemn să-l pierd fără pricină. Diavolul când are motiv, nici nu mai stă la vorbă. Dar merge cu obrăznicia până acolo încât să piardă pe copiii Domnului chiar fără pricină. Fără niciun motiv. Până acolo vrea diavolul. Și uitați, întoarceți în capitolul 1, versetul 9, cum începe diavolul. Și Satan a răspuns Domnului, oare
Vă amintiți în cartea Genezei cum a zis diavolul către Eva? Oare, întrebarea diavolului, asta e expresia lui, oare chiar așa? Oare degeaba? Oare chiar așa a zis Dumnezeu? Această îndoială la Dumnezeu nu este decât da și nu. Amin și atât. Dar diavolul vine așa, sub forma aceasta. Când simțiți astfel de gânduri în dumneavoastră, să știți că este șoapta diavolului. Oare? Și totuși Iov ne bucurăm că a rămas tare în această neprihănire a lui și Dumnezeu s-a putut bucura și în final de el. A venit încercarea peste Iov și în încercare, cred că ce a fost mai greu la Iov i-a fost faptul că el nu cunoștea această înțelegere. Dar dacă am ști răspunsul la întrebări, n-ar mai fi examene întrebările. Chiar în aceasta constă o mare greutate a încercării, că nu cunoaștem. Are Dumnezeu tăcerile lui. De exemplu, în cazul lui Iacov cu Iosif, îi era greu lui Dumnezeu să-i spună, sau nu știa Dumnezeu că Iosif este în Egipt? Dar cum să nu știe că doar era cu el în Egipt? De ce nu i-a spus la Iacov? Nu i-a spus. Apare Sunamita în fața lui Elisei. Nu știa Domnul că-și copilul a murit? De ce i-a ascuns la Elisei? Dumnezeu uneori tace și nu se descopere. Dar în final se va descoperi. Îl vom vedea și îl vom cunoaște. Domnul să ne ajute să răbdăm până atunci și să-L așteptăm în tăcere. În încercare am împărțit iarăși în două partea lui Iov. Reacția imediată și reacția finală. De regulă când dă necazul peste noi, vin întrebările, n-avem lămuriri. Și un fel de reacție avem și apoi când în final încep să deslușească toate, să prindă contur, este alta reacția. Deci cum s-a comportat Iov la o primă reacție văzând aceste catastrofe care au venit peste el? Și am împărțit aici în trei această primă reacție. Rugăciunea lui Iov, declarațiile lui Iov și starea de neprihănire a lui Iov. Iov, știți că avea o viață deosebit de bine pusă la punct de rugăciune înaintea Domnului. Când au venit încercările peste Iov, după ce a primit știrile de la fiecare, capitolul 1, versetul 20, atunci Iov s-a sculat și a sfâșiat mantaua și a tuns capul, apoi, aruncându-se la pământ, s-a închinat. Primul lucru care l-a făcut Iov când a venit această catastrofală încercare peste el, s-a închinat, s-a rugat, înainte de a vorbi, înainte de a face altceva, în încercare, locul întâi îl are rugăciunea. S-a închinat și nu orice rugăciune și a zis, gol am ieșit din pântecile mamei mele, goi mă voi întoarce, Domnul a dat, Domnul a luat, binecuvântat să fie numele Domnului. În încercare să mai poți să binecuvânți numele Domnului. Și totuși Iov l-a binecuvântat. Dacă aș fi să citesc această expresie cu intonația care a avut-o Iov la rugăciune, nici nu m-aș chinui să o fac, că n-aș putea. Cred că expresia aceasta poate să o aibă numai cine a trecut pe acolo. Ce timbru în voce a avut Iov, binecuvântat să fie numele Domnului, după ce i-a luat tot ce a avut. Sau cum spunea George Mueller când i-a murit soția, ce sărut mâna care m-a lovit. Este cam greu să mai ai asemenea rugăciuni, totuși oamenii lui Dumnezeu le-au avut. Despre această viață a lui Iov de rugăciune, mai citim încă alte câteva versete din aceeași carte. Capitolul 13, versetele 20 și 21. Uitați cum se ruga Iov. Numai două lucruri fă-mi și nu mă voi ascunde de fața ta, trageți mâna de peste mine. Se ruga și cerea Domnului să-i ușureze în aceste necazuri. Trageți mâna de peste mine și nu mă mai turbura cu groaza ta. Apoi cheamă-mă și îți voi răspunde, sau lasă-mă să vorbesc eu și răspundem tu. Dorea Iov două lucruri în încercare. Să se sfârșească, este normal să dorim așa. Și apoi să stea de vorbă cu Dumnezeu, să-i dea explicații, Doamne, de ce a fost așa? De ce s-a întâmplat chiar așa? Apoi, alte gânduri în rugăciune, 16 cu 20, prietenii mei râd de mine, dar eu mă rog lui Dumnezeu cu lacrimi, să facă dreptate omul înaintea lui Dumnezeu și fiilor omului înaintea prietenilor lui.
Era normal să aibă Iov lacrimi în rugăciune, dar a continuat să se roage. Alte versete, puțin în urmă, în capitolul 7, versetul 19, 17 în continuare, zice el către Dumnezeu: ce este omul ca să spese atât de mult de el și să-l iei în seamă? Să-l cercetezi în toate diminețile și să-l încerci în toate clipele. Când vin încercările, astea sunt cuvinte obișnuite în rugăciune: Doamne, dar iară, în altă zi, altă încercare. Când vei înceta odată să mă privești? Când îmi vei da răgaz să-mi înghiți cuipatul? Dacă am păcătuit, ce-ți pot face păzitorul oamenilor? Pentru ce mi-ai pus țintă săgeților tale de am ajuns o povară chiar pentru mine însumi? A continuat totuși să se roage, să spere, să nădăjduiască în Domnul și mai amintesc doar din capitolul 23 câteva cuvinte din rugăciunile lui Iov în încercare. Scrie el, începând cu versetul 3, o, dacă aș ști unde să-l găsesc, dacă aș putea ajunge să ajung până la scaunul lui de domnie. Apoi, versetul 14, el își va împlini dar planurile față de mine și va face și multe alte, de aceea tremur înaintea lui și când mă gândesc la lucrul acesta, mă tem de el. Dumnezeu mi-a tăiat inima, m-a umplut de groază. Pentru ce? Și începe întrebările sale în rugăciune, multe pe care le-a avut el. A continuat să se roage și după cum mai târziu când lui Daniel răspunsul a întârziat să-i vină și apare apoi îngerul și îi spune: Daniele, de 21 de zile ai fost ascultat. Nu știm exact cât a durat încercarea la Iov, dar spune el într-unul din versetele sale: am parte de luni de durere. Deci a durat cel puțin câteva luni, dacă a durat și ani, nu știm exact. Apoi, o altă comportare a lui Iov în încercare, declarațiile lui, intime și publice, pe care le-a făcut. De regulă, în încercare, oamenii își dau drumul gurii și vorbesc slobot. Alții vorbesc mai înțelept, alții mai puțin înțelept. Să vedem ce a declarat Iov în timpul încercării sale. Și din declarațiile lui Iov vom vedea că parte din ele e bine să le luăm și parte nu. Măcar că nu-i ușor să poți să taci și să vorbești numai ce trebuie când ești încercat și când nu știi de ce e așa. Citim în capitolul 1 ce a declarat el. Gol am ieșit din pântecele mamei mele și gol mă voi întoarce în sânul pământului. Domnul a dat și Domnul a luat, binecuvântat să fie numele Domnului. Iov declară că în toate aceste lucrări este mâna Domnului. Și nu vorbește nici la adresa sabienilor care i-au luat animalele. El știe că lui nu-i se poate întâmpla nimic altceva decât ce lucrează mâna Domnului. A avut o declarație foarte frumoasă. Apoi, în capitolul 2, soția lui cade în încercare și spune el în versetul 10, ce primim de la Dumnezeu binele să nu primim și răul? Este normal să le primim pe amândouă. Teoretic este ușor să enunțăm aceasta, dar în încercare să accepți și să declar că este normal, aceasta este ceva puțin mai greu. Iov a avut câteva declarații tare înțelepte, dar din multa lui durere a ajuns, începând cu capitolul 3, să spună și cuvinte mai puțin înțelepte și a început să spună, după aceea Iov a deschis gura și a blestemat ziua în care s-a născut, n-a blestemat pe Dumnezeu, nu și-a întrecut limitele, nu s-a lepădat de Dumnezeu, dar în durerea lui, spune mai târziu despre el Dumnezeu în capitolul 38, că altfel noi ne-am teme să spunem, dar a declarat Dumnezeu aceasta, 38:2, cine este cel ce mi-ntunecă planurile prin cuvântări fără pricepere? Nu neapărat cuvântări rele sau păcătoase sau stricate, dar cuvântări fără pricepere. În încercare, când nu pricepem totul, sau cum spune în capitolul 40, versetul 3, cine este acela care în nebunia lui îmi întunecă planurile? Și spune Iov, am vorbit fără să înțeleg. Haideți să nu fim nepricepuți și în ce nu înțelegem să nu vorbim. S-ar putea nu neapărat să păcătuim, dar să vorbim așa, cuvinte nepricepute, care să-L încurce pe Dumnezeu. Cuvinte neînțelepte, vrute și nevrute, să dăm fel și fel de explicații.
unde nu știm, bine este să nu vorbim și să așteptăm până când ne va sfătui Dumnezeu întâi și apoi să dăm drumul gurii noastre într-o parte sau în alta. Totuși, în declarațiile lui Iov sunt câteva declarații foarte frumoase. Eu vă citesc câteva dintre ele. De exemplu, 27 capitol, versetele 2 la 4. Este scris în pilda cu sămânța că unii când vine încercarea cad și se leapădă de credințe. Dar Iov în încercare declară, 27:2, viu este Dumnezeu care nu-mi dă dreptate. Viu este cel atotputernic care îmi amărăște viața. Că atâta vreme cât voi avea suflet și suflarea lui Dumnezeu va fi în nările mele, buzele mele nu vor rosti nimic nedrept și limba mea nu va spune nimic neadevărat. Spune Iov, chiar dacă voi fi să sufăr și Dumnezeu nu-mi dă dreptate și nu mă scapă, eu cât trăiesc vreau să rămân credincios și să nu spun ceea ce nu e adevărat, să nu rostesc minciuni sau lucruri care nu sunt vrednice de un om care avea această stare înaintea lui Dumnezeu. Un alt citat, capitolul 17, se gândea ca un om în suferință că vine moartea. Uitați ce trebuie să vorbească un om care este bolnav, nu știe de ce este bolnav, pentru că, fac o paranteză aici, de multe ori când vine durerea peste noi, nu știm într-o primă fază suntem loviți, uneori Dumnezeu ne șoptește îndată și ne spune pentru aceasta. Cum a spus frații lui Iosif, noi știm de ce vine această încercare peste noi. Că am lăsat pe fratele nostru să plângă și l-am vândut. Dar uneori nu știm exact explicația. Și cum spunea domnului Petru, când era vorba de spălarea picioarelor, vei pricepe după aceea. Uneori Dumnezeu ne înștiințează, ne face cunoscut. Alteori nu. Dar își dorea Iov și declară în capitolul 17, începând cu versetul 15, unde este, mai este atunci nădejdea mea? Și cine mai poate vedea nădejdea mea când locuința morților o aștept? Ea se va pogorî cu mine la porțile locuinței morților când vom merge împreună să ne odihnim în țărână. Datorită stării lui de neprihănire, spune cartea Proverbelor, cel neprihănit și la moarte trage nădejde. Nădejdea nu l-a părăsit pe Iov și și-a declarat-o. Să nu ne pierdem încrederea. Încrederea este o încredere, credința nezguduită, neclintită. Nădejdea să nu ne părăsească cum rămân dar aceste trei, cum spune și Pavel. Și în capitolul 9, ceva tot pe această linie, versetul 33, își mai dorea Iov, nu este nici un mijlocitor între noi ca să-și pună mâna peste noi amândoi, să-și tragă însă varga deasupra mea și să nu mai turbere cu spaimele lui. Vedeți, Domnul în Noul Testament ne-a adus un mijlocitor, dar Iov încă din Vechiul Testament își dorea o astfel de înțelepciune. Și aici, în cartea sa, în capitolul 19, să știți, Iov a fost și proroc, rezultă din declarațiile sale, 19:25. Dar știu că răscumpărătorul meu este viu și că se va ridica la urmă pe pământ. Chiar dacă mi se va nimici pielea, chiar dacă nu voi mai avea carne, voi vedea totuși pe Dumnezeu, îl voi vedea și îmi va fi binevoitor. Aceasta a declarat Iov, pe lângă alte declarații mai puțin pricepute. A avut niște declarații de credință, de nădejde, știa că se duce la Dumnezeu chiar dacă moare și a vrut să rămână credincios. De asemenea, întâlnim în declarațiile lui Iov o declarație foarte frumoasă în capitolul 28, care ne arată care era doctrina lui Iov. Ce crez avea el? 28, după ce spune că argintul are o mină de unde se scoate și face o evaluare a cunoștințelor științifice din vremea lui, dacă vreți. Și apoi începe, începând cu versetul 12, dar unde este înțelepciunea? Și apoi ajunge la versetul 28, apoi a zis omului, iată frica de Domnul, aceasta este înțelepciunea, depărtarea de rău este priceperea. Iov pune înțelepciunea de a fi credincios și de a asculta de Dumnezeu, de a te teme de El, împotriva oricărei înțelepciuni din lumea aceasta. Pentru eu, prima înțelepciune a fost să te temi de Domnul, să-i rămâi credincios când ești bogat sau când ești la anaghie, la încercare. Și chiar dacă vei muri așa în necaz, spune el, nădejdea se va pogorî cu mine și să rămână și cu noi nădejdea.
Apoi, viața de neprihănire a lui Iov în încercare. Citim în capitolul 2 că au început să vină necazurile peste el. 2 cu 3 spune Dumnezeu, aceleași expresie, cele 4. El se ține tare în neprihănirea lui. În bine, e ușor să te ții poate în neprihănire. Și diavolul te îmbine, păi da, și normal, fac un contract, Dumnezeu de binecuvântare și îl slujești. Dar Iov s-a ținut tare. Sunt momente în care, așa cum spune Evrei 2, să ne ținem tare de lucrurile pe care le-am primit, să nu fim depărtați de ele. Frați și surori, vă mai țineți tare în neprihănire sau ați lăsat-o mai ușor? Sau a mai slăbit cu neprihănirea? Aceasta e cea mai periculoasă slăbire, când slăbim în timp, așa, treptat și ne pierdem. El declară în capitolul 6, versetul 10. Îmi va rămâne măcar această mângâiere, această bucurie în durerile care mă copleșesc, că niciodată n-am călcat poruncile celui sfânt. A spus, măcar cu aceasta vreau să rămân. Fie în bine, fie în rău, eu păzesc poruncile Domnului, crezul care îl declar, îl și trăiesc. Amin. Acum reacția finală a lui Iov. S-au derulat lunile de încercare, au trecut. Este în 1 Petru capitolul 3, acolo o expresie, Hristos a suferit odată. Și un frate spunea, fraților, nu faceți probleme, că numai odată suferim. Poate este mai lung, dar este numai odată. Au trecut lunile de suferință sau ani cât au fost și înainte de a se finaliza, apare intervenția Domnului. În capitolul 38 citim că Dumnezeu în mijlocul unei furtuni și-a făcut prezența și scrie în versetul 3 zicându-i Dumnezeului Iov, încinge-te ca un viteaz, eu să te întreb și tu să mă înveți. Și îi pune Dumnezeului Iov aproximativ 70 de întrebări. Dar așa de variate și în atâtea domenii, numai două vă citesc dintre ele, una dintr-un colț a universului și una din alt colț. 38 cu versetul 31. Poți tu să nosi legăturile găinușii sau să desleși frânghile Orionului? Îl întreabă Dumnezeu pe Iov despre un lucru imens din constelații. Știi care i-a legat cum leagă copiii niște jucării și merg toate una după alta ca pe o berigă? Și îi pune altă întrebare foarte, foarte măruntă, 38 cu 41. Când pregătește, cine pregătește corbului hrana când puii lui strigă către Dumnezeu? Ce imens e Dumnezeu! Înnoadă constelațiile, le poartă în mână și la niște pui din aia de corp, ăia strigă și tot Dumnezeu le pregătește meniul. Și Iov nu mai știe ce să răspundă. Vrea Dumnezeu să îi spună lui Iov că el e suveran. Și aici apare un element, deschideți vă rog mai întâi la capitolul 17. Iov, cum am pace poate și noi, ce mi s-au dus zilele, spune Iov, mi s-au nimicit planurile, planurile acelea făcute cu atâta iubire în inima mea. No, ca un om, avea 10 copii, poate s-o fi gândit, aici îl așez pe unul, aici îl așez pe altul, cu oile acestea fac așa, cu boii acestea fac cu tare lucruri, investițiile lui în agricultură. Și câte planuri s-au făcut, cum ne facem și noi uneori, nu? Și Dumnezeu a venit și a început să-i năruie planurile lui Iov și citim în capitolul 23, versetul 14, el își va împlini dar planurile față de mine și va mai face și multe altele. Noi ca oameni avem planuri în dreptul nostru și a familiilor noastre și a avuției noastre. Dar Dumnezeu în ceruri uneori are alte planuri. Și spune Dumnezeu lui Iov în capitolul 42 al cărții sale, versetul 3. Cine este acela care are nebunia să-mi întunece planurile? Frați și surori, spune omul Dumnezeu în psalmul 37, încredințează soarta în mâna Domnului. Nu planurile noastre vor rămâne în final în picioare, chiar dacă sunt bunișoare.
Dumnezeu are planurile Lui. Pe-a noastră le dă la o parte și face El multe planuri pentru noi. Dar planul Lui final este bun. Iar dacă în planul Lui are pentru noi prevăzute lucruri grele și spune Iob la un moment dat, iată ce ascundeai în inima ta și ce aveai pentru mine, acum știu. Cine știe ce a ascuns Dumnezeu pentru noi? Cum ne-o fi pregătit și nouă niște luni de suferință și de durere? Dar astea sunt planurile Lui. Nu îi le întunecați, că la El locuiește lumina. Și când vrea să facă lumină, face. Și ne întunecă El pe noi și ia mintea celor mari și îi duce pe alte cărări. Nu așa cum au vrut evreii pe scurt, așa din Egipt. Și i-a dus puțin spre Marea Roșie, are planurile Lui și traiectorile Lui pentru noi. Și aceasta a spus Dumnezeu în intervenția Lui. A avut și diavolul intervenția Lui. Și l-a necăjit cu suferință, cu groază. Asta a fost una din suferințele cele mai groase, cea lui Iov, nu durerea, spaimele. Groaza, spune Iov 6:4, mă spăimânți prin groază. Groaza aceasta a Domnului prezent aici prin Satan, care s-a manifestat direct împotriva Lui. Dar haideți să vedem acum care sunt concluziile lui Iov în final. Citiți la capitolul 40, mai întâi, versetul 3. Iov a răspuns Domnului și a zis, iată, eu sunt prea mic ca să-ți răspund, după ce vorbește capitolul în șir. Îmi pun mâna la gură, am vorbit odată și nu voi mai răspunde, de două ori și nu voi mai adăuga nimic. Și acum capitolul 42, versetul 2. Știu că tu poți totul și că nimic nu poate sta împotriva gândurilor tale. Versetul 3, partea a doua, am vorbit fără să înțeleg. Versetul 5, urechea mea a auzit să vorbim despre tine, dar acum ochiul meu te-a văzut, de aceea mi-e scârbă de mine. Rețineți aceste expresii, Doamne, o vorbă nu mă adaug, nimic nu sunt, nimic nu spun, Tu ești totul, Tu știi totul. Până ajungem la concluzia asta trebuie să suferim. Până accepți că Dumnezeu e totul și Tu ești nimic, că Dumnezeu numai din nimic face câte ceva. Încercările sunt, dacă le trecem biruitori, extraordinar cunoașterea lui Dumnezeu. Nu-L cunoști pe Dumnezeu, după cum spunem noi, prietenul la nevoie se cunoaște. Nu-L cunosc mulți pe Dumnezeu în belșug, dar în necaz și în încercare, atunci ai cunoștință de dimensiunile lui Dumnezeu și ți-e scârbă de tine. Și te vezi cine ești, ești nimic și cobor tot mai jos și tot mai jos. Asta a fost concluzia lui Iov. Doamne, sunt nimic, nu mai adaug o vorbă, nu mai spun. De cât mă pocăiesc? În sac și cenușă? Și după această pocăință Dumnezeu i-a dat o binecuvântare extraordinară. Când sunt încercări, frații mei, și nu-L înțelegeți pe Dumnezeu, nu-i întunecați planurile. Nu vorbiți nechipzuit. În Iacov 5:11 scris, ați auzit de răbdarea lui Iov? Nu este leac pentru suferință altul decât încercarea, astea-s medicamentele, decât răbdarea. Ce să faci altceva decât să rapsi? Nu este ușor? Dar roagă-te, spune că rămâi credincios Domnului, acestea poți să le faci. Dacă mai ai și resurse să cânți, fă-o și pe aceasta. Dar cel puțin pe primele două nu te dezice de ele. Și spune acolo în Iacov 5:11, ce sfârșit i-a dat Dumnezeu. Ce este frumos aici? La început apare Satana, apare în cer, apare la Iov pe moșie. Dar în sfârșitul cărții Iov ați mai dat prin vreun verset de Satana. Păi nicăieri. Când om ajunge nimic, diavolul nu mai are să stea, diavolul stă numai eu. Când nu mai este eu, diavolul își mută șatra. Când rămâne numai el, pe acolo nu mai capeți pe diavolul. În finalul încercării și la Domnul sunt în pustie, diavolul a dispărut. N-a mai rămas pe acolo. Așa la lungă uneori Dumnezeu pe Satan. Și în final va fi alungat cu desăvârșire, dacă rămânem biruitori. Dar imaginați-vă că Iov blestema pe Dumnezeu. Nu mai era Dumnezeu în final și rămânea cu Satana. Na, mai bine cuvânta Satana în final. Îi lua gâtul ca la Iuda, ce să-i mai fac? Haideți să-l vedem acum, în timpul care ne-a rămas pe Iov, relațiile lui cu oamenii. Mai întâi relația cu familia. În primul rând cu soția, în capitolul 1, înțelegem de fapt de aici din capitolul 1 că lucrurile au stat bine în familia lui,
Nu ne putem imagina un om neprihănit care să înțeleagă rău cu nevastă, să strige la ea sau să o bată. Dar în capitolul 2, versetul 9, nevasta i-a zis, tu rămâi neclintit. Și îi spunea Dumnezeu să ține tare și au văzut, nu numai Dumnezeu că se ține tare, a văzut și nevasta asta, ăsta e neclintit. Blastă-mă pe Dumnezeu și mori. Asta vroia satana, că i-a spus, pe aceasta cunoaștem că a fost gândul diavolului, versetul 5. Și sunt încredințat, diavolul încredințat pe degeaba, că te va blestema în față. Și a șoptit diavolul soției. Dar se pare că Iov n-a făcut ca bunicul lui, ca Avram. Blastă-mă pe Dumnezeu și mori. Spune, vorbești ca o femeie nebună. Eu nu înțeleg aici că, nu știu exact care a fost termenul în original, i-a vorbit o vorbă aspră, Iov, ci înțeleg prin aceasta că a fost categoric. N-a vrut să negocieze deloc. Asta e o nebunie. Nu admit așa ceva. E o nebunie să blestemăm pe Dumnezeu. Nici n-a mai dialogat nevastă sa. Dacă poate spunea, să știi că nici eu m-am gândit, o fi, unde-i Dumnezeu și câte și câte. Un om într-o încercare deosebit de gravă, îi spune la un altul, zice, auzi, sunt tare necăjit, mi-a murit copilul, unde-i Dumnezeu? Ei, unde să fie? Acolo unde a fost când a murit și copilul lui. În cer. Și n-a vrut să accepte așa ceva. Soția lui, puțin mai târziu, în capitolul 19, a rămas sub ispită. Și citim în 19 cu 16, chem pe robul meu și nu-mi răspunde, roc cu gura mea și degeaba. 17, suflarea mea a ajuns nesuferită nevestei mele, nu-l mai suporta nevastă. Uite, nu mai avem nimic din cât am avut, tu te ții tare, ești bolnav, te scarpin cu un ciob și îl înțepa așa din când în când. Nu-l mai suferea. De fapt, diavolul nu-l mai suferea. Numai că încerca să folosească limba și mâinile lui nevastă sa. Diavolul nu ne suportă. Nu oamenii din jur. Nu înțelegeți greșit. Uneori diavolul lucrează prin ei și nu ne mai suportă diavolul. N-are decât să plece de la noi dacă nu ne mai suportă. Și Iov a rămas credincios. Nu știm în final dacă în capitolul 42 a avut a doua serie de copii. Tot cu aceea nevastă, ce nu scrie Biblia, nu spunem nici noi. Relația cu copiii, capitolul 1. Foarte frumos, a fost un tată extraordinar, zic eu Iov. Mai întâi, versetul 2. I s-au născut 7 fii și 3 fete. Așa cum se spunea duminică, apare această expresie, i s-au născut. Nu spune a născut, ca și cum altul era responsabil de nașterea copiilor lui. Deci ceea ce se spunea, Dumnezeu este responsabil de planul și dimensiunile familiilor noastre. Această expresie apare și în alte versete din Biblie, Geneza 4:1. De la primul copil, am căpătat un ov cu ajutorul Dumnezeu, declară Eva. Iacob declară Geneza 33:5 în fața lui Esau, având 12 copii. Sunt copiii pe care i-a dat Dumnezeu, Iosif mai târziu. Doar despre doi spune, sunt copiii pe care mi-a dat Dumnezeu, în Geneza 48, cu versetul 9. Deci, să lăsăm pe Dumnezeu să lucreze și în această privință și această familie a rămas și în toate sub cârmuirea lui Dumnezeu. Apoi, în versetul 4, văd aici educația morală pe care le-a dat-o Iov copiilor săi. În scurt, vă amintesc, priviți capitolul 4. Fiii săi se duceau unii la alții, legături între copii. A păstrat această relație între ei. Și dădeau, i-a învățat să fie darnici, rând pe rând, i-a crescut cu ordine și disciplină. Și pofteau pe cele trei surorile lor, politeții i-a învățat. Să mănânce, să bea împreună cu ei. I-a învățat acea părtășie care se realizează la masă. Nicăieri, o părtășie mai frumoasă ca la masă nu există. Acolo unde sunt mulți copii în familie, este indicat să fie o masă lungă. Să nu mănânce în serie. Să mănânce, dacă spațiul permite, să mănânce toți odată. Ca să poată părtăși, să se cunoască unii pe alții, să fie împreună, să fie o bună armonie. Apoi, vedem în versetul 5, educația spirituală, pe lângă cea morală, pe care Iov le dădea copiilor. După ce treceau zilele de ospăț, Iov chema și sfințea pe fiii săi. Îi chema la rugăciune, îi chema la biserică, cum am spune noi în vremea noastră. Se scula dizi de dimineață și aducea pentru fiecare din ei câte o ardere de tot. Îi chema și la biserică, dar și postea pentru ei și se ruga pentru ei. Și încă ceva, pentru fiecare din ei separat, îi trata fiecare copil are specificul lui. Dacă îi tratăm pe toți la fel, nu o să iasă mare lucru. Unul este mai un temperament, altul este altul, fiecare are specificul lui. Și spunea, poate că fiii mei au supărat pe Dumnezeu în inima lor, așa avea eu obicei să fac. Eu personal cred
O educație morală le putem da. Cei 7 ani de acasă ne aparțin nouă. Educație spirituală. Și spre aceasta îi putem înclina, dar naștere din nou noi nu le putem da ca părinți. Asta le-o dă numai Dumnezeu. Ce putem să facem noi este să ne aducem aportul, să ajutăm pe copii să-L înțeleagă pe Dumnezeu, să-i aducem cât ține de noi la biserică, să-i invităm la slujbă, la rugăciune și într-o zi, în felul acesta, ei personal îl vor întâlni pe Dumnezeu și de-a Domnul, toți copiii noștri să-L întâlnească pe Domnul. Una din surorile care sunt înscrise pentru botez îmi spunea că pleacă pentru câteva săptămâni într-o altă zonă a țării de unde este originară, de părinți. Și începe să plângă și spune, dar ce eu cunosc cateheza, tatăl meu a fost păstor. Dar ce noi ne-am dus în lume câțiva și acum ne întoarcem toți sperând și nu mai putea să povestească de plâns. Nu pot părinții să le dea naștere din nou. Asta Dumnezeu poate să o dea. Noi doar încercăm cu o ardere de tot, cu o sfătuire, aducându-i la biserică, rugându-ne pentru ei, mai mult nu putem să facem. Nașterea din nou o dă Dumnezeu și chiar rugăm să o dea. Amin. Cum s-a comportat Iov cu cei din jur? Ce îmi place în această carte, nu scrie că ar fi avut Iov neînțelegeri cu oamenii. În general scrie peste tot numai prietenii lui Iov. E drept că bogații au mulți prieteni și mulți lingușitori. Dar felul lui Iov de a fi l-a făcut să aibă prieteni și de aproape și și de departe, din Bildad, din Șuac și din Naama. Chiar din alte localități avea prieteni. Și chiar și oamenii aceia aveau anumite cunoștințe despre Dumnezeu. Citim în capitolul 2 că au aflat despre necazurile lui Iov și au venit să-l mângâie, versetul 11, partea finală, să plângă de milă și să-l mângâie. Au plâns până aceea a fost frumos, versetul 13. Au șezut pe pământ lângă el 7 zile și 7 nopți, fără să-i spună o vorbă, o săptămână au tăcut. Că-și vedeau cât de mare este durerea. După aceea, au început să vorbească toți trei. Pot să vă amintesc doar câte un verset din fiecare, de exemplu Elifaz, în 22:5 și 9, îi spune printre altele, ești vinovat, roagă-te lui Dumnezeu. Al doilea, Bildad din Șoah, 18:21, ce ți s-a întâmplat ție, se întâmplă numai unui om rău. Al treilea, Țofar din Naama, 20:29, ceea ce e aici, asta e soarta celui rău. Și au început să-l acuze și să-l apese pe Iov. Și spune Iov în răspunsurile sale, în capitolul 13, versetul 5, au tăcut 7 zile și au plâns. Și dacă mai tăceau încă 7, poate că nu era rău. Și dacă mai plângea o dată. Dar au început să vorbească și spune Iov în 13:5, o, de-a fi tăcut. Când este cineva în încercare, știau prietenii lui Iov de ce încercarea aceasta peste Iov? De regulă noi când auzim că a murit cineva, că s-a accidentat, că e bolnav, imediat avem rezoluția. I s-a întâmplat pentru cu tare lucru. Și el, omul, mai degrabă ne-a spune, o, de-a fi tăcut. Ce înțelepciune ați fi arătat. Nu-i bine să ne grăbim să vorbim. Și Dumnezeu a spus mai târziu, în capitolul 42, n-ați vorbit drept. Și i-a mustrat Dumnezeu pentru aceasta. Că au vorbit lucruri care nu trebuiau vorbite. Au fost niște doctori de nimic, de spune eu, niște mângâietori supărăcioși. Și l-au necăjit într-una. Și apoi, ce-i și mai rău, că dacă ți-ar spune cineva pășleau, băi, te-a pedepsit Dumnezeu. Dar vin așa ca și ăștia, cu pilde, știi ce s-a întâmplat la cutare și a fost așa, și așa pe ocolite, te lovesc tot pe la spate, știi? Tot așa bat apropor, tot. Este bine, mai bine să tăcem, să nu mai tot pilduim atâta, să spunem cum s-a întâmplat și cum a fost, în final o să trebuiască să dăm niște berbeci și să se roage ăștia pentru noi și de-abia în urmă să ne ierte Dumnezeu că am fost noi puțin berbeci la vremea când n-a trebuit. Și am știut doar să împungem și să lovim. În loc să tăcem. Îi întreabă Iov la un moment dat pe oamenii aceștia în 26:4. Și tare bine să ne întrebe și pe noi. Spre cine se îndreaptă cuvintele tale? Știi că unii se uită la alții.
Unii n-au curaj să spună în față, am văzut și predicatori de genul acesta, țipesc cu ochii într-un pereche și mustră pe ăștia din sală, știi? Ei n-au curaj să uite la ei. Și întreabă eu, spre cine se îndreaptă cuvintele voastre? Cu mine vorbiți? Și mai pune o întrebare grea, al cui duh vorbește prin tine? Dai explicații, lămuriri, dar cine vorbește prin tine? Al cui duh? Ești ca cei trei prieteni al lui Iov? Mai târziu a apărut Elihu, omul acesta a fost deosebit de cei trei, nici nu-l pune Dumnezeu să plătească amendă. A fost deosebit. Citim doar un aspect despre el în capitolul 34. El a spune așa în 33, versetul 1 și 4. Acum Iov ascultă cuvântările mele, ia aminte la cuvintele mele, spune eu vorbesc cu tine. Duhul Dumnezeu m-a făcut, versetul 4, suflarea celui preanalt îmi dă viață. Versetul 3, cu curăție de inimă voi vorbi, buzele mele vor spune adevărul curat. Și altfel a avut viziunea, puteți să o citiți, diferența dintre declarațiile celor trei și a lui Elihu. Acum, răspunsul lui Iov, ce răspunde el și cum îi vede el pe oamenii aceștia? Când suntem în încercare și necăjiți, oamenii vor face probabil ca acești trei și ne vor simți cum s-a simțit Iov în capitolul 19, auziți cum declară Iov, 19 cu 13. A depărtat pe frații mei de la mine și prietenii mei s-au înstrăinat de mine, rudele mele m-au părăsit și cei mai de aproape mei m-au uitat. Casnicile și slujile mă privesc ca pe un străin, chem pe rob și nu-mi răspunde, versetul 19. Aceia în care mă încredeam mă urăsc și aceia pe care iubeam s-au întors împotriva mea. Încă o păsare grea, o piatră pe umerii celui nenorocit, pe lângă pagubă, durere și groază, în când mai și niște prieteni de ăștia în jur care mai pun și eu un bolovan în căruța care de-abia o mai urnești. Asta au făcut prietenii pentru Iov. Și totuși el dorea ceva. Deschideți la capitolul 6. Asta dacă putem să dăm celor din necaz. 6 cu 14. Cel ce suferă are drept la mila prietenului său. Când vedeți oameni care suferă, dacă vă sunt prieteni, mai bine să tăcem, să plângem și să le acordăm milă. Este mai indicat. Sau să vorbim drept dacă se poate. Dar nici într-un caz să nu mai adăugăm povară peste povară și supărare la supărare. Ce-mi place totuși de Iov în relația cu prietenii săi supărăcioși, deschideți la capitolul 42, îi spune Dumnezeu, lor, nu îi spune direct la Iov, să mergeți la Iov să se roage pentru voi. Acesta e Dumnezeu, care îi face pe oameni să plece, cum îi spune la biserică din Filadelfia, îi face să vină să închine înainte ta să știe că te-am iubit. 42 cu versetul 8, robul meu să se roage pentru voi și numai în vederea lui nu voi face după nebunia voastră. Și citim în versetul 9, s-au dus, s-au făcut cum le spusese Domnul și Domnul a ascultat rugăciunea lui Iov. Am avut prietenii noștri când a fost bine și a venit necazul peste noi și numai că auzim că fratele nostru care a mers în misiune, care ne-a adunat la rugăciune și pe care l-am ajutat, acum dă pe noi și spune, l-o pedepsi Domnul. Dar încercarea se sfârșește, hai să ne împrietenim iară cu prietenii noștri, să fim iară prieteni cu ei. Să ne rugăm pentru ei și apoi spune versetul 11, frații, surorile și vechii prieteni al lui Iov a venit iară să-l vadă, i-au adus daruri și au fost prieteni ca și mai înainte. Spune în cartea Proverbelor, frații neîndreptății sunt mai greu de cucerit ca o cetate întărită, totuși Iov i-a cucerit. Și din nou și-a restabilit prietenia cu ei. Încercarea să nu ne facă să ne stricăm prieteniile și să fim supărăcioși, să nu mai ne înțelegem frumos cu frații și cu surorile, ci din potrivă, să fim tot împreună cum am fost înainte și Domnul să ne ajute. Aceasta s-a realizat datorită lui Iov. Iov a fost ca și Iosif. O crezut frații lui, după ce a ajuns Iosif sus, ăsta o să ne pedepsească. Spus, nu, sunt eu în locul lui Dumnezeu, fiți liniștiți, eu vă crotesc, mă rog pentru voi, pun o vorbă bună la faraon și a rămas împreună cu prietenii lui mai departe. Ce frumos! Domnul să ne dea și nouă asemenea gânduri. Nu s-a despărțit nici de nevastă după aia, cred, și a iertat-o și pe ea, că a fost și ea sub ispită și prietenii lui nu au priceput, că nu au priceput nici el și a fost tot un final frumos. Spune expresie, totul e bine când se termină cu bine. Și în final amintesc două lucruri foarte frumoase privind încercarea. În primul rând, în încercare, întrebările cele mai dese care le punem, 23 cu 3, oh, dacă aș ști. De ce e așa? Dar până când? Dar asta e voia Domnului?
ne termină întrebările și mai vine și diavolul, oare? Și nu știm. De ce e așa? Spune 26:14, rețineți acest verset. Și acestea sunt doar marginile căilor lui. La noi n-ajung informații decât așa ce se pierde. Numai adierea lor ușor ajunge până la noi. Dar tunetul lucrărilor puternice al lui Dumnezeu, cine îl va auzi? La noi s-aud numai șopte. Dar în final a venit Dumnezeu în Iov la final și a început să tune. Și au auzit toți. Și Iov, și prietenii, și diavolul a luat-o la fugă. Când sunt numai șoapte și nu înțelegeți, numai întrezăriți, cum spune Pavel, numai ca într-un chip întunecos. Fiți liniștiți că în final vom vedea față în față. Și în final nu vom mai fi nicio întrebare. A spus Domnul ucenicilor într-o împrejurare, în ziua aceea nu vom mai întreba nimic. Când s-a arătat Domnul la Marea Tiberiade, nimeni nu-l mai întreba, că e Domnul, cât știau că e Domnul. Vine vremea când toate întrebările noastre și a celor din jur vor veni cu răspunsul lor. Și atunci vom fi liniștiți. Vom ști totul, Doamne, știu că Tu poți totul. Un gând. Când nu cunoașteți și nu știți, fiți liniștiți, Domnul știe. Când nu puteți, stați liniștiți, Domnul poate. Chiar dacă vi s-ar întâmpla ceva, ați mai rămânea cu încredere în Dumnezeu, toate sunt sub cârmuirea Lui. Măcar că diavolul vrea numai într-una să ne termine, fără pricină. Spune, fii atent, cruță-l viață, până aici. Cum mi-a spus și mării, până aici se întinde furia valilor tale. Și mai departe nimic. Dacă vom ieși biruitori în încercare, ne vom apropia de Dumnezeu. Vom rămânea cu Dumnezeu. Încercările sunt necesare. Diavolul ne cere să fim cernuți. Dumnezeu, în fața lucrurilor din ceruri, în fața oștirii de acolo, trebuie să accepte uneori aceasta. Dar știți cum o acceptă? Se spune că într-o anumită zonă a globului, copilul când ajungea la 14 ani, era o vârstă oarecare de majorat la ei, era dus singur în pădure să stea o noapte întreagă. Și dacă rezista singur acolo, era trecut în rândul bărbaților. Și a stat un tânăr acolo cu frica în spate, se auzau fiare încoace încolo și când s-a făcut ziua, după primul copac, cerea să vadă tatăl său. Dar tu, tata, aici ai fost? Dar puteam eu să te las singur? Dar acesta ți-a fost examenul. Dumnezeu aparent ne lasă și mă auzim cum scrâșnește diavolul ca un leu în prejurul nostru și totul se prăbușește și Dumnezeu e prin preajbă. Dar numai adierea îi auzim, dar se apropie într-o zi și va tuna din ceruri. Și cum spune David, va pune pe vrăjmașii noștri pe fugă. Se va face lumină, ne va lua de mână și va spune, veniți binecuvântații Tatălui. Că ați rezistat în probă și în cuptor. Așa măsoară Dumnezeu temperatura ca la o niște probe la un tratament termic. Și îngăduia numai cât se poate și finalul e binecuvântat. Și Domnul să ne ajute și nouă la aceasta. Amin. Ați ascultat un mesaj prezentat de pastorul Iosif Anca.